Beneficiarii recalculării pensiilor au început să-și primească drepturile, dar mulți au încă nelămuriri privind modul de calcul al punctelor de stabilitate și perioadele asimilate în contextul aplicării legii pensiilor ce a intrat în vigoare de la 1 septembrie. Trebuie să amintim aici că avem mai multe categorii de stagii de contribuție care sunt excluse de la aceste puncte de stabilitate. Este vorba de perioadele contributive, perioadele necontributive și perioadele asimilate, așa cum le numim noi în termeni tehnici și speciali în casele de pensii. E vorba de perioadele contributive, care sunt perioadele lucrate după pensionare, la care s-a plătit contribuție de asigurări sociale și care, conform legii, sunt excluse de la calculul punctelor de stabilitate, fiind în același timp și pensie și salariu, perioadele de în care a beneficiat de venit în completare sau de incapacitate temporară de muncă. De asemenea, perioadele asimilate, care le știe toată lumea, sunt 5 perioade, cursurile universitare terminate cu diplomă de licență, serviciu militar, însemnând armata, indemnizația de asigurări sociale în intervalul 1 aprilie 2001 până la 31 decembrie 2005, încă pe perioada în care nu s-a plătit CAS la el, indemnizația de creștere a copilului după 1 ianuarie 2006 și concediu pentru incapacitate temporară de muncă al celor care au suferit accidente de muncă și boli profesionale, asupra căruia nu se calculează CAS, începând cu 1 aprilie 2001. Perioadele necontributive sunt perioadele care sunt luate în calculul pensiei și care asupra cărora nu s-a plătit șomaj, nu s-a plătit contribuție de asigurări sociale, mă scuzați, e vorba de perioada de șomaj înainte de 1 aprilie 2001, pentru care a fost luat în calcul la pensie și care a fost luată la salariu minim pe economie în perioada respectivă, dar la ea nu s-a calculat contribuție de asigurări sociale, ci numai după 1 aprilie 2001 indemnizația de șomaj a fost și supusă contribuției de asigurări sociale. Perioadele care sunt pe lege speciale și care sunt considerate stagiul de contribuție în sistemul public de pensii, e vorba de cei care au fost strămutați, deportați, privați de libertate, prizonieri în URSS, stagii suplimentare, stagii în țările cu climă greu de suportat pentru persoanele care au fost detașate acolo și au adus adeverințe că au lucrat în acele țări și pentru care s-a acordat un spor de grupă și de stagiu de cotizare, dar ele nu intră în calculul punctajului pentru contributivitate. La Casa Județeană de Pensii au fost depuse deja peste 2000 de cereri cu adeverințe depuse pentru venituri nepermanente și se depun zeci, chiar sute în fiecare zi. În legătură cu acestea, directorul instituției spune că toate vor fi analizate cu atenție și vor fi luate în considerare dacă sunt corecte.